Omul milostiv. A fost odată un om milostiv care trecu printr-un târg. Se plimbă o vreme de-a lungul și de-a latul târgului și numai ce se întâlni cu un negustor de pește. Acesta avea un coș mare plin cu pești care nu dau sărmanii înghesuiți în apă puțină. Făcându-i se milă, omul nostru se opri din drum și spuse negustorului: "Sunt atât de frumoși acești peștișori, încât îmi pare rău de ei când mă gândesc că vor sfârși prăjiți. Ce-ai spune să-mi vinzi mie la jumătate de preț, căci aș dori să iau pe toți și să le dau drumul în apă?" "Pe toți nu pot să ți-i vând atât de ieftin, dar dacă dorești, îți dau peștii mai mari cu preț redus." Omul milostiv s-a bucurat. I-a luat de grabă pe cei mari și s-a dus cu ei pe marginea râului. S-a uitat puțin la ei, dar când să-i arunce, s-a răzgândit și s-a întors spre casă. Seara, la cină, omul a fost vizitat de un prieten. Acesta s-a mirat peste măsură să vadă la masă pește prăjit. "Bine, omule, dar eu credeam că tu cumperi peștii pentru a le da drumul înapoi în apă, nu pentru a-i mânca." "E adevărat, dar eu le dau drumul peștilor vii, iar aceștia din farfurie nu mai sunt vii, așa că nu am cum să le dau drumul." Se grăbi milostivul să-i răspundă. "Dar, în schimb, de o cină bună se pot bucura acum mai mulți oameni, vecinii mei, neamurile mele, familia și cel mai bun prieten." Prietenul rămase uimit, căci faptul că se gândise la toți cei cunoscuți și împărțise peștele cu ei era o faptă de milostenie.